Care este vorba? Prima challenge! Da, privit! Aveți exact păpușa pe care vă certați, dar în varianta lil! Ok! Deci, avem aceste culori pe care le vom amesteca și ghiciți ce se va întâmpla! Vom alege câte trei culori! Exact! Așa e! Aveți același desen, trei culori de data asta diferite. Le punem pe toate. Și cine va desena mai bine și mai frumos și aproape de original va câștiga provocarea. Teo vei alege prima dată un singur instrument de scris. Mingele la ori? Măscuța la ori? Masca. Așa, amestecăm. Luăm și luăm. Hai. O singură culoare. Alege ce vrei de acolo. Poți să pipi, poți să simți. Am luat o culoare. Bun. Următorul. Acum le amestecăm. Erica. Bravo. Așa. Acum Mara, închide ochii. Ok, da. Bun. Acum, așa. Ura doua, Teo! Acum, Mara! Ghiciți ce? Până și eu aș putea face cumva asta. A, dar nu mai am o mână să aleg. Ultima tură, Teo! Teo! Gata? Bravo! Erica? Hai, Erica! Voi! Bravo! Bravo! Și Mara! Acum că toate culorile au fost alese, nu ne rămâne decât să colorăm. Începem provocarea! Oare la cine o să iasă mai frumos desenul? Eu cred că al meu! Ba nu, al meu! Ba nu, al meu! Ce faci aici? Da. Uite. Ia să vedem, ai făcut părul cu mov acolo. Wow, ce auriu drăguț ai tu acolo. Super. Tu, Mara? Ia uite, la Mara este aproape gata. Tu ai avut noroc de creionul ăsta. Super. Și la Teo? Teo, dar tu ce ai făcut aici? Ai făcut cu verde, bravo. Uite, trebuie să-i mai faci pe împărțul și aproape l-ai terminat. Deci tu aproape că vei termina prima. Iar ce mi-a apropiat de adevăr, vezi? Bravo, Erica! Felicitări! Ai câștigat o păpușică pentru desenul cel mai aproape de realitate! Realitate! Wow! Așa este! Iar Mara, priviți, pentru originalitate, cât de bine a ieșit! Bravo, Mara! Cele mai bine definite detalii! Felicitări, Mara! Și tu ai câștigat o păpușică! Iar Teo câștigă premiul pentru că a terminat prima! Ia uitați ce drăguț a ieșit desenul! Bravo, Bravo Teo! Teo! Păpușica ta pentru cea mai rapidă fetiță! Așa că, care se va juca de 5 minute cu păpușica!
păpușica. Să vă supărați. Aceasta a fost provocarea vlogărițelor cu Three Markers Challenge. Prietine, în mesaje, al cui desen credeți că a ieșit câștigător? Dacă v-a plăcut, nu uitați să ne dați un mare, 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 mare like și să vă abonați.